Salutare, oameni faini, și bine v-am regăsit la un nou episod de Overrahat Competitive sau Rahat Competitiv, cum vreți voi să ziceți la chestia asta. Am făcut a doua armă de aur. Pe Junkrat, evident, pentru că asta e main-ul meu. Nu știu pe cine o să fie următoarea armă, dar bănuiesc că s-ar putea să fie chiar pe Lucio. Pentru că, teoretic, ăla e al doilea main, bine, al treilea meu main, că ar fi Mei și Junkrat. Până acum, nu știu dacă ar trebui să fac pe alt campion. M-am gândit să fac pe ăștia doi pentru început și vedem sezonul viitor pe cine o să fac următoarea armă de aur. Dacă vă place Rahatul Competitiv, nu uitați să apăsați și voi butonul de like. La 200 like-uri suntem super mega forță. Dacă nu vă place Rahatul Competitiv, nu uitați să apăsați butonul de dislike. Că, na, totul contează. Și în cazul în care vă interesează mizeria asta de comunitate, jocul încă este la reducere. Ar trebui să fie undeva la vreo 5 euro jocul, în mod normal, ca să merite gen faptul că te joci cu niște cretini tot timpul. Dar asta e partea a doua. Este 20 de euro. Jocul în sine merită dacă vreți să-l cumpărați. What? Opa, aurul soaică. Ia uite mă ce dă zdreanța. Arma nu-i super mega diferită față de cum era înainte, adică nu-i cine știe ce mega schimbare că ți-ai făcut o armă de aur. Dar, na, arată mai ok. Pe aici o să vină Tracer. Probabil că e aici undeva. Îmi ziceam. Hâț. Am culcat-o pe bagaboantă. Până să fac episodul ăsta, vă zic, după acum am mai jucat încă 4 sau 5 meciuri. Și n-ar fi asta problema, dar, ca de obicei, au fost 3 AFK. Bun, acum care e partea bună? Ăia AFK au fost în primele nu știu câte minute sau secunde de joc și nu ne-au pus gen să continuăm meciul. Ne-au dat reset la meci, ceea ce a fost super fain. Ok, le-am scos-o pe vagabantă. Pe healeriță. Opa. Bun, m-am retras perfect. Și am murit acum perfect, pentru că agonă a Pagatovnoski. Bun, o să vă arăt din nou, chiar dacă în mod normal nu contează medaliile, dar na, și chestia asta ți arată un pic cam unde te plasezi cu jocul, cu meciul, cu stilul tău de joc, cu bla bla bla. Și o să vă arăt că fac din nou gold cel puțin la 3 chestii. De fapt stai, la 2 chestii. Că pe obiectiv nu prea am cum să stau momentan. Dar cel puțin la damage la kill-uri o să fac gold, ceea ce teoretic contează pentru că eu sunt DPS, adică trebuie să dau damage să fac kill-uri. Bun, aici e Tracer. Nu m-am uitat să văd ce DPS mai avem noi în echipă, ca să-mi dau seama cine joacă și cine nu. Nu. Oh, perfect. Sunt și în flăcări. Ard în flăcări după tine. Îți încur. Și la mai bine, ce stai? Oh, fuck. Bun. I-am umflat mingea la tracera. Opa, aici e un pic de scandală pe nașpa. Dăm acolo la plezneală. Tracer a fost pleznită din nou. Stăm în căsuță să nu ne pleznească donșoara diva, iubitoarea de cea târnă. Opa. Bagă boss un heal pe mine, trească familia mea tale. Oh, aleu. Ce mă enervează ultima ta la scrof asta. Nu poți să-i zinia cu nimic. Și uite ce combo-uri fac, frate. Ești fenomen. Sprime ideea, da, sprime. Ba nu sprime. În fine. Deci au făcut super combo. Pagatovnoski plus ultima taloana pe șobolanul 69, care deja avea ultimata pornită. Ceea ce e destul de șmen.
Să reușești un combo de genul, în ideea în care nu o suprimei tu oamenii. Ah, ok, deci jumătate de centimetru nu putea să mai meargă ăsta mai în față. Să punem și noi o ultimată de acolo, am vrut. Oh, frumos. Aș vrea să o scot pe Mercy, dar nu, cred să fac. Ce faci proastă? Mamă, cum dau, ești ratat. Iar ce îți surprins e de faptul că încă nu a primit nerf diva la chestia cu shield-ul și rachetele, adică dă și shield-ul și rachetele. Și e un combo de skill-uri destul de OP. Bun, ar să mă retrag. Dar ce aștept cel mai mult e nerf la soldier. Bine, nu nerf neapărat. Un rework la ultimată, frate. Nu știu dacă ați observat, majoritatea campionilor au o slăbiciune, cum ar veni, când își dau ultimata. Uite, Junkrat stă pe loc. Cum îi zice la ăla? Oh, fuck. Ok. Deci Junkrat stă pe loc. Tracer, dacă stă lângă ultimata ei, moare. Fara stă pe loc când își dă ultimata. Cine mai e gen care să facă totuși chestii șmechere cu ultimata? Diva iese din mașinuța ei când își dă ultimata, deci e vulnerabilă în punctul ăla. Bă, soldier primește aim. Și? Adică, unde-i slăbiciunea lui când își dă ultimata? Că practic n-are nicio slăbiciune când își dă ultimata. Gen chiar nimic. Și de asta părerea mea e că ori trebuie să primească un nerf la ultimata, ori direct un rework, frate, că n-ai cum să-l faci în halul ăsta. Părerea. Hăț! Ah, ok, nu mă uit, am înțeles. Bun, luam numai un punct. Teoretic, ar trebui să luăm lejer două puncte. Teoretic. Acum, e extrem de important cât de rapid luăm primul punct. Că ăla e practic cel mai greu. Pe majoritatea hărților. Care este? Într-o tot cu junkie. Bun. Bă. Chestia asta nu prea-mi place de obicei. Nici pe atac, nici pe defensivă, dar să zicem. Și culmea e că primul meu main a fost Hanzo. Bine, practic l-am luat pentru că avea skin de lup. Că altfel nu-l luam. Adică era, de exemplu, Junkrat cu skin de lup și ăsta să n-aibă skin-ul de lup, îl luam pe Junkrat de la început. Bun. Și ăsta e platină, nice. Ia să vedem, platină cu cât e punct, ue? 2477, platină și nu prea, că la 2500 practic ești platină. Ei au platină? Nu. Ei au full gold, dar bine, noi avem un silverian, deci e echilibrată treaba. Arată oare punctele per total la echipă, nu? Ar trebui să bage și o chestie genul aici, să se arate punctele cât are media echipă, bla bla, și la fel și aici. Că practic la început îți arată, dar după aia nu-ți mai arată. Ceea ce nu-i corect. Ia băi, fiți iar pisica dracu. Pot să bag și o bombă din asta. Să mor tu. A, o trecut prin nou, înțeles. Dar asta nu trece. Aia trece, dar asta nu. Bă, și când îți faci armă de aur, ar trebui să schimbe și la alte abilități, ceva, orice. Că până la urmă nu e chiar atât de ușor să-ți faci o armă de aur. Adică ai ceva de așteptat. O să le dau de aici oare? Bă, nu cred. Opa. Le-am spart oare toate? Nu știu sigur, dar bănuiesc că nu pot să le spargi chiar pe toate. Sau dacă le spargi pe toate, e super fain. Dar nu-i poles, bă. Ba. Oh, nice, ce prost e ăla, ha-ha. Ratonski.
Du-te dracu, bă, Harambe. Bun, dacă luăm asta acum ai 100% win. Ok. Sărituri, chestii, stun din săritură. Uite-l pe ăsta, fii antenă. Da. Dacă am fi reușit să luăm acolo punctul, era 100% win. Practic aveam timp după aia cărămadă să facem treabă. Și mă merg că n-am un gold la kill-uri, what the fuck? Aparent nu fac în fiecare match. Goldeanu. Opa, și-o dat ăsta ultimată, înseamnă că e intrat. Din nou ratatul ăsta m-a murit. Dar joacă bine asta, ce drept. Hainț ăla. Chiar super bine. Până acum, cel puțin. Dau de aici până acolo. Nici gând. O, au teleportator. Până nu le scoate în teleportatorul, nicio șansă. Uite, iar o chestie care ar trebui implementată. Când unul din campion zice I found a teleporter, ar trebui să dea și un mini ping sau ceva, știi? Ca să știe și echipa unde e, că practic nu toată lumea stă pe un chat toxic. De 2 bani. Și atunci dacă bagi o chestie genul, să știm și noi cam în ce direcție, să-ți arate acolo e teleportatorul, în direcția aia, ceva. Părerea mea că așa ar fi corect. Gen, dacă vrei să ajuți cu, oh fuck, cu ceva. Că altfel e deja, adică I found a teleporter, bine. Foarte tare. Wow! Facă și niște combo-uri, sunt pe piciorul, zici că sunt primei de o viață. Ok. Oricum ăsta fiind al 5-lea sau al 6-lea mea, ceva în genul, oricât e prost o să iasă, nu mai fac încă una astăzi, adică pur și simplu nu mai închis să mai joc jocul. Ca să nu zic că nu mai închis să mai joc nimic, din cauza că mă joc un joc de genul și mă enervez. Și? Da, în fine. Iar pe mine tăță și-a băgat și-a rirod. A, acolo e teleportatorul, băga-mea și în teleportatorul lor. No, e pierdut. E pierdut pentru că au teleportator, frate. Unde-i coaie? În fine, acolo era teleportator, ok. Hai că am reușit, cred. Sau? Hai că l-am luat bun. Avem șansă. Până la urmă. Dar a fost la super, super limită. Teleportatorul ăla e super, super util. Mai ales la meciuri de genul. Holy fuck, ce dă ăla, bă, omule, cum dă? Ce pui mei ăsta, măi, Dumnezeu? Și uite că nici măcar nu-i main de rahatul ăsta. Pui mei. Practic, singura chestie la care am făcut și-o ceva e de fapt damage-ul. Kill-uri n-am prea făcut cine știe ce. Mie nici n-am prea apucat să fac, adică am fost mortă non-stop. Bun, am câștigat match-ul. Bă, sincer, am jucat rău și nici n-am meritat să câștigăm. Am avut bulan. Și uite că toți sunt on fire, what the fuck? Numai eu n-am intrat on fire. Fear era al dracu de Ciobenski. Da, ăsta a făcut faza aia acolo. Puteam să-i bat în lejer dacă nu era ratat ăsta. Uite. Deci ăsta a jucat fenomenal. Quadra kill să mortu. Zic că-l... Ai, dă-te, dracu. Da, în fine. Care a făcut cea mai multe kill-uri? Defensive assist, bla, bla. Nu scrie. În fine, hai că-i dăm la... La ăsta, că nu prea contează oricum. Da, în fine. Cam ăsta a fost episodul, fraților.
armă de aur pe Junkrat, următorul campion habar n-am care o să fie, ori probabil Lucio dacă o să-l joc mult sezonul ăsta și o să-mi placă. Bine, o să încerc să joc Junkrat pe cât posibil. Nu știu, să fie oare și Fera pe acolo, adică și Fera mă știu juca cât de cât bine, dar nu știu dacă o să-i fac armă de aur. Oricum, până mai fac eu 3000 de puncte, mai durează. Da. Și asta e recordul pe care l-am stabilit aseară. Cam asta a fost episodul. Din nou, Overwatch e la reducere. 90 de lei costă jocul. Dacă vă interesează, îl găsiți pe blizzard.com. Cam atât. Mersi fain de vizionare, salutul e super faină, salutare!